șocat până nu dădea un răspuns. Ieri exista o discuție după computerul executiv național că veți aștepta câteva zile până a decide dacă faceți restructurarea cabinetului sau nu prin Parlament. Îl așteptați președinte până luni? Credeți că va da curs acestor propuneri făcute de partid ca să nu ajungi la restructurare sau varianta va fi restructurarea? Și întrebarea cu cuștul de partid. Am spus de ieri că tot am prezentat cu Alicii și cu doamna primul și vom decide care de urma. Credeți că președinte... Cum Iohannis nu va da niciun răspuns, nu va fi dat curs. De maxim. Veți merge pe varianta restructurării guvernamentale? Vom merge pe varianta care ne întâlnim cu statul. Vă rog. Domnul președinte, puteți detalia programul de timp și mediu? Cum vede soluția? Soluția nu e complicată. El a fost, dacă nu greșesc, eu a testat în 2003 sau 2004. În fiecare an, în bugetul de stat, era prevăzută o sumă pentru a sprijini comunitățile din Suceava, județul Suceava la Antandru, pentru a cofinanța acest proiect. De asemenea, angajamentul guvernului era ca să fie sprijinit comunitățile și pentru a plăti ratele din împrumuturile pe care le-au contractat. Le-au contractat nu de capul și pentru că guvernul și-a luat acest angajament. Și atunci era un guvern și care s-a sprijinat alte guverne, nu contează vorba de instituția care se numește guvernul român. La rectificare, Ministerul de Finanțe are toată capacitatea, știința și partenerii să aibă și voința să prevadă o sumă, în așa fel încât tot ce mai au de achitat, de plătit autoritățile locale, în graficul, pe care nu știu din aparat, l-am văzut și în graficul prevăzut să fie suportat de la bugetul de stat. Este un angajament al guvernului României care trebuie respectat, pentru că suntem acum în situația în care acele comunități sunt lipsite de sumele respective. În loc să le folosească pentru dezvoltarea comunității, alături de toate programele noastre de dezvoltare, PNDL 1, 2 și ce alte programe, CNI și alte fonduri europene și așa mai departe, sunt nevoite să ia din bugetul propriu și să aloce pentru niște datorii pe care nu ei le-au. Deci nu, să fie guvernul creditul în ansamblul lui, să plătească tot anual. Ministerul de Finanțe trebuie să prezinte foarte curând care este cea mai bună variantă, atât pentru guvern, cât și pentru comunitățile locale. Domnul Teodorov, ce am mai spus la Suceava, că o ați găsi cea mai bună variantă? A zis că nu se poate. Nu se poate. Până în 2015 putea, după 2015 n-am mai putut. Și NASA a spus, la Sucevița, eu v-am întrebat și a spus atunci că va fi găsit o soluție, era în 2017. Da, și se pare că cei care au fost la finanțe până astăzi au găsit o soluție. Păi, dar era același ministru, domnul Gradin. Nu prea era în 2017. Nu mai știu, dar după aia a fost el, care avea aceeași soluție. Am înțeles. Deci, hai să așteptăm la rectificare. Dacă rectificarea când a putea? Când? Păi, de obicei, în România, dacă n-ați fost petați din țară, sunt identificările, sunt produse pe iulie. Nu, dar sunt la șase luni de la adoptarea bugetului. Conform legii. Da, se poate mai devreme. Uitați-vă în toate legislația, se poate da rectificare și mai devreme. Dar după un legislație, dar n-am inventat-o. Așa. Eu totuși am spus că se va întâmpla lucrul ăsta, dar asta rămâne să adăptați. Nu rămâne adăptat. Orice lege, dacă se dorește să ții un lucru și să faci un lucru benefic, dorit și poate încerca întotdeauna, prin procedurile de altă viață, creezi o excepție și poți să faci. Nu trebuie să fost declarată sau depasată replica adresată celui participant la mitinge, totul e om, nimic ești tu. Reacția lui n-a fost deplasată? Dumneavoastră, minciuna vi se pare deplasată sau este o noțiune pe care o susține? E o curiozitate. A lui era o opinie. Domnule președinte, în cazul lui putem vorbi de opinie. Opinia lui era că nu ați făcut nimic. În cazul dumneavoastră este o jignire. Da, sigur. Și toți cei care mă înjură, reprezintă niște opinii, sunt de cu Iohannis. Da. Dar știți că la mitinge a fost adresat un filet pentru că v-am zis 3 persoane, un filet, între care un primar de la alt, referit
Am o părere foarte rea, așa cum am văzut și domnul Bacalbașa, deputat în Parlamentul României, care a fost îmbrâncit și agresat de niște individui, care se urcă în bătrâncită, care se spune și opinii. La domnul Orban, e vorba, e un denunț ce ați făcut dumneavoastră în sală sau despre domnul... Valiza cu bani. Despre miile de euro. Nu, dar în București vorbește aproape peste tot. Asta este un... deja a devenit bani. Cu valiză. Și că ieșea unul din minister, era consilier parte la Orban și când se iasă din ministerul transportului, s-a căsit ca pe lecune, s-au răspândit pe jos așa. Dar nu era Orban. Era Orban sau Orban, adică în sală, dar și era Orban. Nu, nu, vorba era mic. De ce nu v-ați vrut să spuneți asupra de a trebui candidat la președinția? Am spus de mai multe ori că după alegerile europarlamentare o să anunțăm decizia noastră. Ne stângem, ne întâlnim, ca partid, vreau să încep, poate și și vom lua, vom face o analiză serioasă. Vedeți care e cea mai bună variantă, că când ne-ai dorit totul să scrie o mandatură comună din partea lui. Să vedem care e cea mai bună variantă. Obiectivul, din punctul meu de vedere, obiectivul major este să scăpăm România de Ucraina. Și atunci să vedem care e cea mai bună variantă, cu cele mai mari șanse de reușită, pentru a câștiga prezidentul de... Dacă stă mai bine, că nici vă spun pe Liceanu, în sondaje sunteți dispus să lăsați să candidezi din partea Alianței? Sunt dispus la absolut. La aproape orice, pentru ca alianța noastră să se știe pe urmă. Domnul Șimeni, dacă îți considerăm, la PSD-ul nostru, lăsă în considerare posibilitatea ca la legii prezidențiale, la prezidențiale să aibă loc și legii parlamentare în timp? Asta e nouă, nu am mai nouă. Cum trebuie să lăsă în considerare, să aflăm voi interesele? Nu, dar n-am vorbit, chiar n-am vorbit de asta. Cum îi veți face pe liderii PSD? Haideți să punem pe Tăriceanu pe cine. Vedeți, eu când spun că vă rog să discutăm după europarlamentare, începem să construim pe ipoteze și după aceea să spunem... Dacă vreau să fie dispus chiar să mergem pe Tăriceanu pe cine. Sunt dispus la aproape orice, pentru ca alianța noastră să câștige legile pe cine. Ce? Ce scor considerați că ar fi unul slab pentru PSD la europarlamentare? Eu niciodată n-am vorbit de locuri. Blade sau grase, noi vom lua atâtea voturi cât am vrea de renovare pe care. Dar totuși. Dar însă. Te doresc poate la asta lucrurile să zic până de mic. Nu sunt cât. Faptul că cineva nu este oportunit să te de aici nu înțeleg. Din ce își depune demisia? Că parcă a fost revocat. Ca și cum aș putea specialist. Mă întreb, sunt guvernarea vă ocupați. Da. Bă. Mâine Curtea Constituțională ar trebui să dea acest puțin, dacă nu va amâna din nou, decizie în cazul completurilor de trei completurilor specializate. Aveți vreo așteptare în acest sens? Ținând cont de faptul că este inclusiv dosarul dumneavoastră vizat de această sesizare. Bineînțeles că nu este. Discuția nu se poartă dacă în alta curte ar suna legal sau nu. Ce efect ar putea avea? Ce efect ar putea avea pentru mine? Că se reia procesul. Adică se reia toată această perioadă în care am stat până acum. Ce va face CSR-ul mâine? O să discutăm după, eu știți bine că nu cred că a fost vreo excepție, indiferent care au fost deciziile Curții Constituționale, le-am respectat și am comentat puțin aproape de lui despre ce a decis Curtea Constituțională. Au fost decizii care au dat câștig de cauză unora, altă dată altora, au acceptat, au respins, dar și judecătorii Curții Constituționale toate deciziile pot fi respectate, pentru noi este de nediscutat nerespectarea sau comentarea în o decizie a Curții Constituționale, la Curtea Constituțională, așa cum, din păcate, alții încurte cu președintele României, nu le-am înseamnă și nu le-am înseamnă. Dacă îmi permit puțin, în ultimele, în urmă cu câteva zile, nu cu multe zile, în urmă, în
zona aceasta a Moldovei, aproape de Iași, dacă nu mă înșel, un copil a murit după ce a dorit în fost estetică a unei școli. Anunțul Ministerului Educației este că au fost alocați 65 de milioane de lei pentru îmbunătățirea condițiilor în 1180 de unități de învățământ, dar este nevoie de o normă de funcționare, de norme metodologice care putreți se aprobă abia se alocă în fondurile respective. Copiii mai trebuie să moară în astfel de situații pentru a ajunge până la urmă banii și pentru a se face aceste investiții. Robert, chiar mă deranjează. Iartă-mă că spune. Exact când ai răspit cuvintele astea, tu tremurat. Sunt exact cuvintele pe care le-am folosit Iohannis, acest om care sunt realități, domnule, dar care se întâmplă în țară. Dacă îmi permite să vorbesc, totuși, chiar am înțeles că n-am văzut un întrebări, întrebarea mea simplu este ar depus să mă răspund. Dacă vreau să dau răspund. Aș vrea să mă răspund. Să le dau. Primul rând, mă deranjează că folosiți drama unei familii și moartea unui copil în halul ăsta. Foarte desigur. În al doilea, după ce te puteți să comentați și scrieți pe Facebook sau la voi redacție ce vreți. Eu transmit condoleanțe sincere acelui fapt. De obicei, în situația asta, eu niciodată n-am căutat să găsesc vinovații, ci ce se poate face. Dar, dincolo de comunicatul ministerului, pe care nu l-am văzut, erau disponibile programe și sunt și acum programe disponibile, inclusiv programul național de dezvoltare locală, la care putea aplica acel primar. Am aflat că întâmplătorii date la funcție, la care nici nu contează de unul. Și putea avea acea investiție. Așa cum aproape toți primarii din această țară au început programe. Vorbim de aproape 13.000 de proiecte. E greu de scuzat, e greu de iertat această lezvare, această lene de a nu face un asemenea program, de a lăsa acea groapă, acea postă neplăcută. În ceea ce privește banii alocați de Ministerul Educației, dincolo de această întrebare nefericită, această dramă, eu mi-am spus toată colegilor din guvern. Nu cred că Ministerul Educației are capacitatea instituțională, are specialiștii în investiții necesari care să poată gestioneze acest tip de program. Eu când am fost la Ministerul Educației, am preluat toate investițiile în școli, toate investițiile din comunitățile locale, la Ministerul Educației, s-a dovedit că a fost o decizie de succes pentru că lucrurile au început să funcționeze. Cred că acei bani trebuie alocați rapid către autoritățile locale, așa cum se întâmplă cu programul de dezvoltare locală, și primarii să înceapă procedurile de investiții, eventual, dacă se poate adopte repede și procedură simplificată pentru a realiza acest lucru. Când am anunțat ei că fac niște program cu containere, toalete și nu s-a mai auzit nimic. Nu vă îngrijorează faptul că nu există competiție în interiorul partidului? De exemplu, alegerile de astăzi, unde numărul candidaților a fost egal cu numărul postelor? A fost plecat cumva din care? Nu, n-am fost plecat nicăieri. Doar o curiozitate. V-am răspuns. M-am vrut ca să știu cu cine vorbesc. Dacă nici în PSD n-a fost competiție și zarbă, în ultima și jumătate, atunci plecați despre ce vorbim. La organizația aceasta, la și în alte organizații, s-au hotărât să fie un singur candidat. Nu asta este problema. Nu asta este problema. Trebuie să detalăm și problema cu Transgazul. Sunteți mai mulțumit de da, noi? Da, sunt foarte nemulțumit și să vă spun de ce. Pentru că suntem deja la în a doua parte a lunii. Am discutat în coaliție, am discutat și cu colegii din guvern, că România are nevoie de o extindere a rețelelor de distribuție de gaze. Ca să poți să înființezi rețele de distribuție de gaze, e nevoie de extindere a rețelelor magistrale, conducerilor mari. De ce? Trebuie să așteptăm atâta, pentru că o companie românească, o companie majoritară de stat, se bâlbuie în a da drumul acestei investiții. Am văzut că face comunicate destul de tăioase, plătește în presă, plătește, finanțează echipe de fotbal, finanțează tot felul de lucruri, finanțează publicitate, nici nu știu să aibă concurență candidată în România și nu știu de ce plătește atât de mult. Și în schimb, se tot vorbește că trebuie să extindem rețeaua de gază care ajută, care are două obiective importante.
importante. Dezvoltarea economiei, în condițiile în care, într-un târziu, gazele din Marea Neagră o să fie exploatate și o să ajungă și în România, cel puțin jumătate din România. Și, la doilea rând, comunitățile locale au nevoie de această sursă de energie. Și pentru consumul casnic, dar și pentru a dezvolta proiecte economice în zona rurală și nu numai în zona rurală. Și nu putem să stăm așa indiferenți ca și cum Transgaz este o companie venită din cer, companie străină care face ce vrea cu ce? Cu gazele române? Nu se mai tot face. Asta pentru restul de detalii. Deci, da, sunt foarte nevoie. Și veți schimba conducerea? Nu schimb eu conducerea, am zis că este pe celebra ordonanță sfântă 109, adică Biblia. Da? Ordonanța 109 care ne-a adus și mare manager la mașină de la Taun, străin, care a pus aromă aproape în picaj. Bine, că a venit și altul. După aia a pus dăpuduse, care l-a dus aproape de dezastru. Vedem ce mai poate salva din el, sau toată la fundul. Păi dacă acolo s-au putut schimba, asta e aici. Nu știu, i-am transmis un lucru și domnul Cătălău. Nu putem să stăm să ne uităm la companii. Unde s-au acioat? Tot felul de specialiști. Da? Care nu dau socoteală nimănui. Statului român, populației, poporului, nu știu, fiecare dumneavoastră. Pentru niște rezultate, adică acele companii sunt ale statului român și trebuie să sprijine statul român și dezvoltarea acestei țări. Nu să se dezvolte în sine, ca să dea bani pentru sponsorizări, să dea bani pentru finanțări la fotbal, să dea bani pentru publicități. Eu, sincer, nu mă pricep la publicitate, la comunicare, dar dacă ești unul singur, pentru ce ai nevoie de publicitate? Eu nu cred că cineva din România are talent între Transgaz și nu știu cine, că nu mai există cineva. Da. Bun. În Parlament este pus un proiect de lege prin care să crească numărul de ani al mandatului primarilor și al consilierilor locali județeni la 5 ani. Deci de acord cu astfel de proiect este până la scris de parlamentar PSD. Este. Toți avem multe idei. Eu personal nu de acord cu așa ceva și mă voi opune. Este și unul cu două tururi. Este și unul cu două tururi. Și un proiect cu două tururi. Să vină unul cu alegerea președintelui cu singur tur. De exemplu. Deci o să avem mai multe de unde să alegem. Inițiat de PSD? Președintele de Consiliu de Consiliu. Mai normal. Da. Bine, vă mulțumesc mult. Mulțumesc.